Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit după foarte, foarte mult timp la un nou episod de GTA San Andreas Multiplayer, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like, evident, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. E bine, fraților, cred că n-am mai postat un episod de Sump de aproximativ o lună jumate, mi se pare, și sincer chiar vreau să-mi cer mii de scuze pe această cale, însă astăzi o să vorbesc în principal ce am mai făcut pe Sump, ce s-a mai întâmplat, de ce am, hai să iau altă motocicletă, de ce nu am mai postat Sam și toate cele și ce am făcut în acest timp, bineînțeles. Slash rntbuiche. Perfect. Și o să apăsăm 2. Și o să ne plimbăm puțin cu acest NRG pe aici prin zonă și după o să mergem la un job să vedem ce o să mai fac. E bine, fraților, încă de la început, după, dacă vă uitați în dreapta, jos, o să vedeți la banii pe care i-am, înțeles. O să vedeți că am suma de 381.193. E bine, astăzi o să vă spun cum am reușit să-i fac și bineînțeles încă o să mai vreau să vă fac pentru că vreau să vă pregătesc o mică surpriză. Acest episod o să dureze foarte mult, maxim 10 minute încă de la începutul acestui clip vreau să vă spun. Ok. Fraților, știți prea bine că pe misiune dacă dăm puțin slash numai puțin Moise vedeți că avem 4 misiuni. E bine, eu am prins o atracție foarte, foarte mare de misiunea lui Namirel. Am început să placă foarte, foarte mult misiunea asta și, sincer, chiar se câștigă bine, e și ușoară și, nu știu, îmi place foarte mult. O fac mai fiecare zi sau de 2 ori pe zi. Mi se pare că o fac o dată la, nu știu, la ora 16 și odată la ora 20 după live stream-ul principal, după live o făceam foarte, foarte mult. Și așa am făcut de la 20 de K, am ajuns la 381.000 de dolari sau de K. 381.193. Pentru ce strâng acest ban? Poate mulți vă întrebați, Andrei, de ce ai lucrat atâta, de ce ai stat atât de mult pe server? Imediat o să dau și un slash stats, să vedeți că am mai crescut foarte mult, încă puțin și o să fac și 100 de ore. Vreau să fac, în curând o să aplic și la o facțiune, bineînțeles, să fac o aplicație pentru a intra într-o facțiune pentru că îmi doresc foarte mult acest lucru. În fine, nu mai prea contează chestia asta. Hai să facem și câteva scheme cu acest NRG. Lol, ești de bun. Așa, o să fac în continuare. Eu o să mai postez am probabil, nu știu, săptămâna viitoare pentru că vreau să strâng neapărat 500 de K. E bine, ce vreau să cumpăr cu acest 500 de K? În primul și primul rând vreau să-mi schimb skin-ul, pentru că cel pe care l-am în momentul de față e default, îl primește toată lumea, vreau să-mi-l modific, să-i adaug foarte multe caracteristici și toate cele, adică foarte multe, nu știu, aranjamente sau nu știu cum să le numesc eu, foarte, foarte multe chestii. După care, cu cei, nu știu, să zicem, un skin mi se pare că costă 195 de K. Cu cei 305 K ce o să faci? Poate mulți să vă întrebați. E bine, vreau să-mi cumpăr o mașină a mea personală, vreau să rămână, să nu mai vând, frate, să-i dau acolo, să-mi cumpăr o casă, de ce nu? Știu că o casă costă destul de mult, însă vă recomand să faceți misiunea lui Namirel pentru că, sincer, fraților, se merită. Hai să ne uităm puțin la stats. Deci, în mână, 381.193, am bancă, telefon, așa, cum premium, nu? Mai am puțin și o să fac și o să dau și un rank up, să zicem, am 300, 30 din 50 de puncte de respect points, pay de 98 încă puțin și să fac 100, ore jucate 95 am înregistrat, am activitatea lunară 5.8 și puncte emisiune 113. Încă o surpriză pe care vreau să vă pregătesc, adică o să fie un episod de vreo, să zicem, 25 de minute, 20 de minute, în care o să fac doar chestii speciale, și anume, o să-mi schimb skin-ul, o să-mi cumpăr o mașină și o să tunez cu multe, multe chestii, nu o să vă spun încă ce mașină. Așa, și după care o să mă duc să deschid câteva cutii. Vreau să strâng de o cutie, mi se pare premium, care poate să spice foarte multe chestii și 150 costă, 150 MP costă, mi se pare, sau nu știu cât gold, foarte mult gold. Dar asta nu prea contează. Dar și vreau să strâng să o deschid într-un episod pentru că îmi doresc foarte, foarte mult. Chiar dacă nu se pice ceva foarte frumos, însă frate, chiar poate o să ambulan și o să împice ceva frumos. În principal, cam astea au fost anunțurile pentru acest episod, fraților. Eu sper că v-a plăcut. M-am plimbat și puțin cu NRG-ul. Am zis să fac acest episod pentru a vă anunța și a nu cumva să cre am vă spune să că mulți dintre voi ați crezut că am oprit seria. Nu am oprit, eu mă joc în fiecare zi. Ați observat că mă joc și pe live stream-uri, încerc pe cât pot, doar că de fiecare dată trebuie să fac o opțiune și uit, uneori o uit și asta e super, super nasol. Păi da, fraților, cam asta a fost episodul, vă mulțumesc mult pentru toată atenția acordată. Încă o dată, nu am oprit seria pentru că efectiv și pe Facebook eram spamat. Se vede că e o serie foarte apreciată de către voi, dar frate, am și eu mici probleme, nu prea pot să filmez, bineînțeles, săptămâna asta e puțin mai complicată pentru mine. Hai că dacă tot am deschis subiectul ăsta, să vă și povestesc puțin, cât să vă dau câteva chestii legate de programul de postat. După cum ați văzut, astăzi a apărut un episod de Skywars, acest episod și o să mai apară la ora 20 un episod de Bedwars, dar mâine o să apară două episoade și nu uitați că o să fiu live stream. Îmi pare rău că teoretic trebuia să fiu live stream
ieri, mi se pare, adică luni, dar nu mi-a permis timpul, dar m-am pregătit trei clipuri, asta e ce să facem. Chiar nu-mi permite timpul, fraților, pentru că am și o teză și toate cele și nu-mi permite deloc timpul să mai filmez, să mai fac live-uri. Acum să filmez un episod, să zicem că am mai filmat și un weekend, până miercuri am filmat episoade. Nu o să vă spun ce mă o să mai apară, o să vedeți voi. Acest episod pot să zic că a fost un infovideo, mai mult n-are rost sincer să mai fac un job, m-am plimbat și cu acest puțin, cu acest NRG sincer pe care îl ador efectiv, frate, deci chiar poate o să strâng bani, cine știe. Hai să ne mai uităm puțin încă o dată la slash sâtă, sunt, nu știu, parcă nu pot să mă iau gândul de acolo, frate. Abia aștept să fac și level 15, în momentul în care o să fac level 15 o să aplic într-o facțiune pentru că îmi doresc foarte mult și o să postăm mai la 2 zile sam, deci o să începem cu forță, cu un forță să zicem. Sau să, o să le începem în forță seria. Efectiv, fraților, credeți-mă că mi s-a luat de tot să tot unez aceleași mașini, să, nu știu, să tot unez aceleași mașini și după să fac jobul tracker, nu se merita. O să mai fac probabil, nu știu, episoade, poate o să mai postez un episod până la episodul special în care fac misiunea lui Nea Mirel. Văd că aici, nu știu, s-au făcut foarte multe chestii. Ok. Dacă facem și câteva drifturi, la de unde, că twister-ul prea nablet. Hai să vedem puțin. Este ceva și nou? Lol, am vrut să o pun. Oarecum ar fi fost să mă dau peste cap, frate, ar fi fost frumos. Fraților, cam asta a fost episodul, încă o dată mă repet, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată, nu uitați că mâine vom fi live stream, vom apărea și două clipuri. Și astăzi o să mai apară un episod la ora 20. Din păcate și astăzi ar fi trebuit să fiu live stream, însă chiar nu permite timpul. Ia să vedem puțin. Oh, nice, am înțeles. Deci, ne auzim, ciao!